Ce credeți? Există un destin? Ce anume? Bun. Haideți să ne gândim un pic cum funcționează Universul ăsta, da? Și o să plec de la ce este ca să ajungem la cum a fost creat. Bine? Știți, Universul ăsta funcționează pe principiul oglinzii. Asta înseamnă că eu nu știu până unde să mă mișc, s-ar putea să ies afară din cadru. Da. Cât am voie? Două scaune, trei. Până unde? Așa. Nu. Deci două scaune aici, trei acolo. Două scaune aici și trei acolo. Trei acolo. Știu că aici. Inevitabil sunt legat, nu cumva, mi-a zis așa. Deci, trebuie să vă gândiți că Universul ăsta funcționează pe principiul oglinzii, da? Și că în exteriorul nostru se manifestă programele realizate la nivel interior. Sunteți conștienți de asta sau nu? Unii da, unii nu, da? Bun, de ce e important să înțelegeți treaba asta? Să înțelegeți că, până la urmă, nimeni nu e vinovat de viața noastră, ci numai noi. Nu că am fi vinovați, ci pentru că noi ne trăim. Aud de multe ori spunându-se, știți, eu sunt o persoană dură pentru că viața m-a făcut așa. E corect? Da, nu, poate. Nu e adevărat. Viața are ca scop să scoată la suprafață ceea ce suntem noi la nivel interior. Știți cum mi-a venit mie ideea asta? Foarte simplu. Știți, războiul este același pentru toți, corect? Corect. Dar, pe timp de război, unii devin eroi, alții devin jefuitori de cadavre, alții criminali de război. Ce îi determină pe ei să facă treaba asta? Felul lor de fi. Dar războiul este același pentru noi, pentru toți. Da? Bun. Să luăm o chestie. Divorțul. Sunt o grămadă de cupluri care divorțează, da? Divorțul e același pentru toți, corect? E o școală. E o ceva. Mă rog, nu neapărat divorțul, despărțire. Unii aleg să se despartă în mod civilizat, să rămână prieteni, corect? Alții aleg să se trăiască prin tribunale. Alții aleg să ia de pe celălalt și ultimul capăt de ață. Alții aleg să o omoare pe celălalt ca să nu fie cu altcineva. E divorțul de vină? Nu. Și încercam să vă spun că toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră se întâmplă în realitate ca să scoată la suprafață ceea ce suntem noi de fapt. Și că doar în extreme de genul ăsta noi ne arătăm adevărata față. În momente cruciale. În momente de cumpănă. În momente de stres. În momente de, eu știu, furie. Absolut orice. Fiecare, până la urmă, ajunge ceva, să manifeste ceva la nivel interior, în asemenea moment. Bun. O să-mi spuneți, există posibilitatea ca să ca un asemenea lucru să nu fie chiar așa? Absolut da. Aici apare problema, știți? Am întâlnit oameni care, mă rog, aici apare magia, apare programarea, apar lucruri care sunt induse. Și asta, într-adevăr, pot să treacă peste programele inițiale și care sunt cele veritabile. Dar, atunci nu mai este vinovat omul. Știți că hula, de exemplu, nu este socotită un păcat? Adică, dacă un om într-o zi se apucă și înjură de toți sfinții, de la 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 la, și este posedat, nu este considerat bine lui. De ce?
Pentru că manifestă un rău pe care nu poate stăpâni. La fel este și sinucidea. Să zicem, la ora actuală se poate face așa ceva, să inducă cuiva să sinucidă. Este vinovat acel om dacă nu poate să treacă peste programul sau rău care i s-a indus? Nu. Deci, din punct de vedere divin, nu este vinovat. Dar lăsăm la o parte externă, noi discutăm acum doar strict de viață. Ok? Strict de viață, strict de programare, strict de toate. Bun. Deci, ceea ce se întâmplă în jurul nostru este o formă de manifestare a programelor și a defectelor, complexelor, fricilor noastre care sunt la nivel interior. Exact pe principiul de ce ți-e frică de a nu scapi. Care este principiul? Am vorbit despre care e principiul care atrage frica? Adică, de ce frica atrage un lucru din exterior care se întâmplă? Nu? Păi să ne imaginăm. Ce este frica? Teamă. Bun. E o teamă. Bun. Asta știm. Dar ce este ea? O esență. E un program. Un program care se regăsește unde? În suflet. Bun. Care este capacitatea sufletului? Asta ca să vă înțelegeți și sufletele voastre. Care este capacitatea acestui suflet? Știți? Ce reprezintă sufletul în realitate? Vorbeam astăzi cu un domn. Sufletul este hardul și softul omului. Adică, în suflet se găsesc toate programele pozitive și negative ale unui om. Când se spune, e bun la suflet, e rău la suflet. Ok? Sufletul are această capacitate de a înmagazina programe pozitive și negative. Problema este că programele care sunt pozitive și negative la nivel de suflet devin manifeste în exterior. Cum? Pe principiu oglinzii. Și atunci, orice frică este de fapt un program la nivel interior care ce face? Conectează situația exterioară. Vă e clar? Și atunci, eu nu acționez asupra situației exterioare. Niciodată. Eu acționez asupra sufletului meu. Asupra programului meu. Anihilând programul la nivel de suflet, de fapt, pot să anihilez programul care există la nivel exterior. Nu vorbesc de situații în care, domnule, dacă nu e al meu sau nu e a mea, n-are decât să fie ori mort, ori în pușcărie, ori... Că sunt oameni de ăștia care gândesc așa. Am înțeles că sufletul este acea parte din noi care permite manifestarea în oglindă în lumea exterioară. Și motivul este foarte simplu. Sufletul este parte de divinitate și atunci sufletul creează. Toți creatorii, toți artiștii, creează prin intermediul sufletului. Valorile sunt, adică lucrurile sunt cu atât mai valoroase cu cât se pune suflet. Poți să pui suflet într-o operă de artă, poți să pui suflet într-o operă literară, poți să pui suflet când dai cu eu știu, bidineaua pe perete, poți să pui suflet în tot ceea ce faci. Și aici apare ce? Arderea. Da? Arderea. Apare pierderea de suflet. Nu vorbim de pierdere de suflet datorate magiei. Vorbim pur și simplu de pierdere de suflet datorate vieții. Pentru că noi pierdem din suflet cu fiecare clipă pe care o trăim. Și atunci, ce facem? Cum facem ca să rămânem în viață, să rămânem ok. Mai e o problemă, apropo, de suflet. Și o să vorbim despre suflet, mă rog, cei care vin mâini în acut, ai moare ai mei. Sufletul este ca un foc. Ca o flacără interioară. Care emite lumină. Când te rogi, el se conectează la divinitate și începe să lumineze. Nu faci treaba asta, ai activități doar care
nu au legătură cu divinitatea și cu lumina, el începe să se stingă. Și atunci, întreținerea acestui foc se face în diverse feluri. Eu m-am interesat să înțeleg de ce se spune că postul și rugăciunea este hrana sufletului. Care este hrana sufletului? Ce poți să faci ca să amplifici puterea sufletului? Ce poți să faci să amplifici? Cum îl pierzi? Cum îl recapeți? Pentru că o să vedeți că tot ce ține de programare, preprogramare, tot ce ține de soartă, destin, schimbarea destinului, ține de suflet. Ok? Bun. Sufletul este ca o carte a fiecărui. Tu ai cartea ta cu tine. Cu program. Și ăla este sufletul tău. Din păcate, la ora actuală, sunt foarte mulți oameni care să știu să lucreze pe suflet și sunt foarte mulți oameni care să știu să programeze pe suflet. Că e NLP, că e... Se învață în diverse. Și în radii, și în cicum, și în șamanism, și toată lumea acum învață să lucreze pe suflet. Dar, din păcate, nu se lucrează ok. Și atunci, ceea ce aveți voi de făcut este să aveți grijă de el. Și acum ne întoarcem de la început. Sufletul se regăsește în pila talanților, că tocmai vorbeam să spun cineva. Primești un talent, ăsta e sufletul. Și ideea este să te întorci la Dumnezeu cu mai mulți. Mai mulți talent înseamnă să crești sufletul sau să ajuți alți oameni să crească din punct de vedere spiritual. Talentul ăsta presupune ce faci tu pentru ceilalți. Și ce faci tu pentru ceilalți poate să fie orice. Pentru că fiecare poate să aleagă cum alege să-i slujească lui Dumnezeu. Întoarcem la începutul vieții noastre, când primește acest suflet. Acest suflet, prima oară, este pur 100%. Adică, e perfect. Că așa e Dumnezeu. Tu primești sufletul, dar se întâmplă următoarele lucruri. Asta se întâmplă... Știți când se întâmplă când apare primirea sufletului? Când mișcă copilul. De obicei, în luna 3-a-4. Da? Când ajunge luna 3-a-4, coboară de la Sfântul Dumnezeu sufletul, care este, de fapt, prima programare. Prima preprogramare. Defectele din suflet, defectele genetice, defectele, mă rog, alea care vin de la Dumnezeu, apar în momentul în care există acest program la nivel de suflet. Se întâmplă următorul fenomen. Sufletul ăsta vine și se grefează pe făt. Când se grefează pe făt, el preia din defectele de la nivel de sine, că e șarpele Kundalini acolo, da? Adică le copiază și mai copiază după aia defectele de la nivelul genei. Defectele părinților. Care sunt în strânsă legătură cu defectele copilului. De ce? Pentru că copiii se nasc pe principiul rezonanței. Adică am rezonat cu părinții noștri, am rezonat cu mama, am rezonat cu tatăl. De obicei, rezonanța asta se face pe principiul, nu e chiar corect spus, că nu luăm numai lucrurile negative de la părinți, rezonăm și cu partea bună lor și cu defectele lor. Dar, pe noi cum ne interesează programele negative, vorbim de faptul că noi rezonăm cu defectele părinților noștri. Așa că nu sunt ei vinovați în mod, cum vă spun eu, absolut, că sunt părinții noștri, exact cum nu suntem noi cu totul vinovați, că suntem copiii lor. Mai exact spus, ne merităm unii pe alții. Ne merităm unii pe alții. Și chestia cu să-ți dea Dumnezeu un copil ca tine, nici măcar nu trebuie să fie blestem, pentru că șansa să-ți dea Dumnezeu un copil ca tine este foarte mare. Adică nu trebuie să spună niciun părinte treaba asta, pentru că oricum îl faci ca tine. Păi de ce îl faci ca tine? Păi foarte simplu. Dacă... Evident că tu vei atrage înspre tine un spirit care din anumite motive, fie că te urăște, fie că te iubește, pe principiul rezonanței seamănă cu
tine. Bun, și zicem așa, și începe sufletul să copieze. Și copiază, da? Toate alea nouă, începe să copieze. Deci, sunt preprogramat de toate. E preprogramat și locul unde se naște, e preprogramat și ora la care se naște. De asta, să știți că eu am făcut testele de genul ăsta, să văd de curiozitate dacă pot să măsor data, ora și ziua nașterii unui copil. Și era o chestie foarte drăguță, că mie mi s-a spus, Doamne, să nu cumva să nască pe data de 4, că dacă se naște pe data de 4, e nu știu cum și o să fie nu știu cum și o să fie nu știu cum. Eu nu le-am cu asta, nu le-am cu astrologia, nu le-am cu numerologia. Bine, Doamne, dacă se zice așa, hai să mutăm data. Mutați data. Bun, se mută data. Și știți ce s-a întâmplat? Spitalul respectiv a apărut o infecție în spital. S-a închis spitalul pentru infecții de-astea intraspitalicești. Și au mutat să de operație în altă parte și singura dată pe care s-a putut produce, s-a putut face cezariană, a fost pe data de 4, la ora de... Și s-a încheiat. Cam asta e cu pe programare. Toată lumea crede că dacă alege o dată și o zi în care să-și facă cezariana, o alege de la el. Nu. Sunt efectiv niște porți care permit manifestarea și apariția unui spirit pe o planetă. Dacă el trebuie să fie, se naște atunci. Poftim? La ora și ziua. La ora și ziua la care trebuie. De asta, într-adevăr, există o legătură între astrologie, numerologie și om. Pentru că, și îmi place tare mult să spun asta, Universul ăsta este făcut matematic și logic. Și științific. Eu știu că există iubirea, cred că există iubirea. Dom'le, da. În iubirea asta pe care a manifestat Dumnezeu față de tot ceea ce există, dom'le, există o știință foarte clară pe care o învățăm încă de la școala generală. Bun, aici apare această preprogramare. În această preprogramare să știți că sunt toate lucrurile prin care puteți să intrați și în care aveți voi să intrați. Eu am avut șansa să am să fiu unui intuitiv. Și încă de mic. Am știut ce nu e, ce nu trebuie. Sau ce nu se poate mai exact. Și dintre primele mele teste a fost să încerc dacă pot să fac un lucru care nu poate fi făcut. Că așa sunt eu. Hai să vedem dacă se poate. Ce interzis asta? Hai să vedem. Se poate? Să știți că nu. Și de-a lungul vieții mele de terapeut, în care am întâlnit tot felul de cazuri și de... Până și rău pe care l-am întâlnit era limitat. Și era limitat în funcție de protecția divină a unui om. Adică, să zicem, lucram foarte mult pe dezlegări de magie. Că cu asta m-am ocupat eu la început. Și veneam peste oameni diverse. Era o familie. Doamne, era unul mai bubuit mai mult, unul mai puțin, unul și mai puțin. Și te întreb, bine, la aceeași putere, la aceeași bubuială. De ce unul e afectat sau mult, mai mult sau nu? Și atunci am început să învăț despre protecția divină. Fiecare are o mare protecția lui divină și fiecare se poate întâmpla orice în măsura în care îi îngăduie Dumnezeu. Protecția divină nu poate să-ți o ia nimeni. Asta trebuie să vă fie clar. Protecția divină este protecția pe care Dumnezeu o are față de voi. Și atunci, ăsta e un parametru pe care nu ți-l poate lua nimeni. De ce? Pentru că e treaba lui Dumnezeu. Și atunci, protecția divină nu poate să-ți ia niciun vrăjitor, nu poate să-ți ia niciun maestru, niciun popă, nici nimic. Deci, ți-o furi în măsura în care îngăduie Dumnezeu să-ți o furi și în funcție de măsura. Evident că nu-i foarte drăguț, că toți trecem prin experiența din viața noastră pe care nu sunt cele mai drăguțe și care
Te lasă așa cu un gust amar și întrebi, dar de ce merit eu asta? Și la un moment dat înțelegi, la un moment dat afli, la un moment dat se schimbă inclusiv gândirea. Se schimbă multe. Eu sunt medic. Și fiind medic am o totuși, da? Care s-a, mă rog, s-a mai lărgit cu diverse. Dar nu credeam că sunt posibile. De exemplu, într-o noapte stăteam și mă uitam la televizor, că mai am pastea să butonez, și ala peste un... Era o emisiune foarte interesantă. Și am prins despre un tip care era mecanic de camioane și s-a gândit la un moment dat să repare camionul și a căzut camionul pe el. Nu știu câte tone avea camionul ăla, că sunt tracurile alea mari americane. Și a căzut camionul pe exact pe abdomenul lui. A văzut camionul pe abdomenul lui și au reușit să-l salveze, dar au reușit să-l salveze cu un metru de intestin. Atât avea. Problema a fost în felul următor, că, mă rog, l-au dus la spital, era hrănit artificial. Și cum era hrănit artificial, a început să îngrașe. Și doctorii, disperați, cum poți să te îngrași cu jumătate de un metru de intestin? Unul din 8, ca să înțelegi. Și l-au dus la ECO. Și când l-au dus la ECO, avea toate intestinele la loc. Și ăștia mirați. Ce s-a întâmplat? Și era un... Deci era o emisiune în care îi luaseră pe toți medici la rând, pe paramedicii care l-au scos de sub camion, pe medicul ăla care îl operase, pe ăla care îi măsurase intestinele când le scosese afară, pe toată lumea. Și ăsta povestește că într-o noapte s-a trezit cu un timp care i-a spus, știți, m-a trimis Dumnezeu la tine să te vinde. A pus mâinile pe el, poc, a venit o lumină și a simțit cum îi se întâmplă toate alea și a fost liniștit că s-a vindecat. După aia a luat interviu ăluia care venise. Și care venise cu avionul de la 800 de kilometri. Pentru că într-o noapte a auzit o voce care a spus, trebuie să iei avionul, să te duci în orașul ăla, s-a adus pe omul ăla. Ăsta zice, am văzut-o pe nevastă mea. Și zic, cum se spune nevastă? Știam, am auzit o voce. Și că trebuie să merg la nu știu câte sute de kilometri. Îmi costa biletul de avion de $800, deci din bugetul familiei, ca să mă duc să întâlnesc un om care nici măcar știam cum îl cheamă, știam la ce etaj e și să-l vinde. Mă rog, a ascultat de treaba asta, era un tip de la credincios, s-a dus, a făcut la rezolvat problema. Ei, sunt momente astea care efectiv îți schimbă gândirea. Ca medic, ca terapeut, ca... Și atunci Dumnezeu îți îngăduie. Îți îngăduie lucruri de genul ăsta, special ca să înțelegi că dincolo de ceea ce crezi tu la nivel uman, dincolo de ceea ce crezi tu la nivel, eu știu, spiritual, sunt lucruri care pot fi tot timpul îmbunătățite. Revenind, acolo sunt programele vieții noastre. Programele vieții noastre sunt, deci, programe care sunt la nivel de sine și care sunt negative și care sunt, așa zisele, programe karmice. Adică tot ce ne-am înțeles noi în alte vieți se manifestă la un moment dat în viața noastră. Sunt deja în noi. Și după aia sunt programele cu care venim de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne pune în, cum spun eu, în contrapartidă, niște programe pozitive, astfel încât să ne bucurăm de viață, să învățăm, să pe lângă plățile pe care le avem. Și toate astea formează, de fapt, programul vieții noastre. Eu știu că acum, până acum, s-a mers foarte mult pe deprogramarea asta de la nivel de sine și de la nivel de suflet. Pe curățarea sufletului, pe glorificarea sinelui. Da! Îl cureți! Dar nu rezolvi problemele. Pentru că le scoți la nivel de suflet, le scoți la nivel de sine. Dar, în realitate, tu n-ai rezolvat problema, pentru că ele rămân unde? În exterior. Și nu faci decât să faci ceea ce se numește accelerare karmică. Adică e ca și cum ți-ai luat de toate programele, le scoate în exterior și le devin manifeste deodată. Programele negative de la nivel interior sunt, de fapt, examenele pe care nu le-am luat noi în alte vieți. Și e ca și cum ar trebui să le dau toate într-o zi. Și atunci, buf.
Bun. Deci există o preprogramare. Există o soartă, dar este pe principiul facultăților americane. Și ale noastre au început să facă acum. Adică, ai materii care sunt obligatorii, prin care trebuie să treci, și ai materii care sunt opționale. Și dacă nu ai opționale, poți să-ți inventezi tu. Că aia se numește liber arbitru. Bun. Interesant sufletul ăsta, nu? Știi ce este sufletul ăsta? V-ați imaginat când tot am vorbit despre căderea îngerilor, prima cădere a îngerilor? Dar toată lumea spune că îngerii au căzut, s-au transformat în demon. Corect? Corect. Băi, da. S-au transformat ei în demon. Dar ei aveau niște caracteristici, aveau niște potențiale, aveau niște însușiri, aveau niște calități. Ce s-a întâmplat cu ele? Au rămas sus. Păi da. Păi dacă au coborât doar ei, alea unde au rămas? Unde? Păi dacă nu le-au... Au rămas sus. Adică, dacă ai fost înger și ți-ai pierdut aripile, ce se întâmplă cu aripile respective? Sunt acolo sus, în raste. Așteaptă să ți le iei. Vorbesc serios. Dacă ai o voce pe care o aveai să cânti și ai pierdut, unde e? Acolo sus. Da. Dacă aveai... Divers. Toate sunt. Acolo sunt darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu și pe care le-ai pierdut. La un moment dat, le-ai pierdut, le-ai lăsat. Oricum le lăsăm cu coborul. Pentru că noi când venim, nu venim cu supraeu, venim doar noi. Și atunci, unde rămân calitățile alea? Sus. Bun. Și ce facem fără ele? De ce suntem fără ele? Să luăm de la început. De ce să luăm de la început? Nu. Ideea este felul. De ce suntem dotați cu uitare? Pentru că dacă am trăit și n-am fi dotați cu uitare, am avea senzația că am făcut treaba asta și ne-am plictisit îngrozitor. Corect? Așa ți se ia tot, ți se ia memoria, ți se ia și uite la început ca și cum ai fi. Blanc. Corect? Și uite la început. Dar de ce trebuie să uite la început? Păi, hai să ne gândim cum ajungem noi să ne naștem. Ce anume ne face pe noi să ne întoarcem pe Pământ? Învățăm. Atașamente. Ce altceva? Lecții neînvățate. Lecții neînvățate. Altceva? Misiuni personale. Sunt și misiuni personale, dar să vedeți că până și misiunile personale sunt făcute ca cei care vin în misiuni personale. Să zicem că sunt îngeri de cer. Să învețe ceva, că nici ei nu știu tot. Adică, e clar că vin pe Pământ, ne așteaptă lecții pe care nu le-am luat. E clar că sunt defectele noastre care ne trag pe Pământ. E clar că rămân, sunt atașamentele față de persoane. Sau chiar dorințe neîmplinite. Poate să te aducă pe Pământ o ciorbă de burtă. Eu vorbesc serios. Depinde cât ai dorit. Depinde cât de mult ți-o dorești, nu? Da. Evident, da. Deci poate să te ducă pe Pământ inclusiv o prăjitură. Pe care nu ți-ai oferit-o. Bun. Venirea pe Pământ presupune renunțarea sau pierderea de potențiale divine. De ce? Indiferent de unde vii. Păi foarte simplu. Pentru că aici, pe Pământ, trebuie să fii
un om singur. Nici măcar demonii care se nasc pe pământ n-au coarne și coadă aici. Și le lasă jos. Așa cum îngerii își lasă potențialele lor divine sus, așa și demonii trupați își lasă potențialele lor demonice jos. De ce? Păi de-aia că aici suntem toți egali. Că ăsta-i farme cu planetele astea. Aici, pe planeta asta, în aceeași sală, găsim de toate tipurile de oameni. Aici mai puțin, că mai majoritatea sunteți preocupați de treaba asta. Dar, în general, pe stradă, sunt toate tipurile de oameni. Interacționez cu tot felul de oameni. Din toate cerurile. Sau din toate anticerurile. Pe planeta asta există absolut orice. Și caracteristica comună este că suntem toți egali. Adică, ăia mari nu mai au atâta putere, ăia mici nu mai au atâta slăbiciune, ăia răi nu mai au atâta răutate, nici mai care ăia bunii nu au atâta bunătate. Suntem nivelați la nivelul de stadiu de oameni, pentru ca fiecare să o ia de fapt de la început. Ca să poată să câștige. Învățând, fiecare are ceva de învățat. Toți trecem prin aceleași experiențe, și îngeri, și demoni, și oameni. Și fiecare poate să urce. Am auzit asta, că la un moment dat, nu știu cine spunea despre altcineva, că e un demon întrupat. S-a zis și despre mine la un moment dat. Și îngerii, când coboară pe pământ, se transformă în șerpi. Toți demoni întrupați sunt până-și capătele aripile și se transformă. Ați înțeles? Inclusiv ăia răi și mari, dacă se nasc pe pământ, au această șansă să-și reconsidere atitudinea. Și oare credeți că dacă un înger a putut să cadă dintr-un singur gând, nu există și un demon care să poată să urce dintr-un singur gând? Dumnezeu e bun și drept. Corect? Deci dacă un înger a căzut, că a gândit prost. Că n-a apucat să facă nimic. Oare nu credeți că este la fel de bun și de drept să ajute un înger, un demon care vrea să urce, să urce înapoi? Și atunci asta este frumusețea acestei planete. Evident că în înțelepciunea lui ei, divinitatea, încearcă să programeze în viața noastră lucrurile care ne fac să evoluăm. Lucrurile care ne ajută să creștem, să înțelegem anumite lucruri. Sunt anumite etape, anumite examene, anumite lucruri pe care le avem de făcut. Bun! Sunt oameni care sunt predestinați de divinitate. Trebuie să treacă prin etape astea. Și sunt oameni care își construiesc destinul. Spiritele superioare nu sunt multe, stați liniștiți. Nu sunt dintre ei. Sunt spirite care vin și și-au ales un anumit tip de viață, anumite întâmplări, pentru că au considerat că este modalitatea cea mai bună de a evolua din punct de vedere spiritual. Aștia sunt destul de rari. Arhistrategi. De multe ori, bătăliile astea pe care le vedeți voi, așa zise, sunt între arhistrategi care fiecare vrea să arate că sistemul lui e mai bun. Și sunt îngăduite Dumnezeu ca formă de antrenament. Revenind. Deci, fiecare aveți o preprogramare, fiecare aveți niște programe opționale. Fiecare aveți niște programe în stare latentă, care se pot activa în momentul în care luați o decizie greșită. Clic. Și te trage într-o parte. Și ieși de pe șina ta. Evident, reintrarea pe șină se face din ce în ce mai greu, pe măsură ce te depărtezi de calea ta, rânduită de Dumnezeu. Și atunci apar ce? E foarte simplu. Dacă mă duc la munte și am ratat cărarea și merg 2 ore, cât trebuie să mă întorc înapoi ca să mă întorc pe cărarea mea? Încă 2 ore. Deci niciodată nu se mai face întoarcerea mea pe calea mea. Simplu. Și rapid, și ușor, și fără experiență. Pentru că e clar că muncești în plus. De asta orice maestru care ajunge așa cât de cât la o oarecare înțelepciune va spune că cea mai importantă, adică ca adevărata atitudine în evoluția spirituală este acceptarea.
acceptarea propriei situații. Și există momente în care acceptarea situației respective nu înseamnă să fii o găină care așteaptă să fie tăiată. Sau, cum ziceam, ciobănașul din Miorița. Acceptarea unei situații poate să fie să stau într-o situație până când îmi găsește Dumnezeu ieșirea. Ați văzut Ben Hur? Eu l-am văzut pe la vechi, Charlton Heston, parcă era. Ben Hur e o carte foarte frumoasă și este inspirată din lucruri reale. De fapt, mi se pare că e al lui C. Douglas și l-a scris numai din realitatea spirituală. Ca și cunoașterea lui Hristos, mi se pare că tot era scris. Merită să-l vedeți. Adică, deodată, destinul te supune unor încercări, tocmai pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Evident că e greu de înțeles, câteodată e foarte greu de înțeles ascultarea, dar dacă n-asculți, pierzi ce ai putea înțelege din situația pe care o refuzi, pe care nu o asculți. Și atunci cea mai bună este ascultarea. Bine, bine. Cum aflăm care e ascultarea? Pentru că programarea înseamnă... Asta e, vreau să vă spun, deci, ceea ce vă spun în ziua de azi are amendamentul persoanelor care știu să amprenteze, să informeze sufletul. Atunci că, și atunci, până și ați ascultat sufletul, devine o întreagă epopeie. Era simplu înainte. Înainte să ascultai sufletul, erai pe calea ta iubită de Dumnezeu. Acum, la cât știu să lucreze pe suflet și știu ce să facă pe el, și cum să lucreze, nici măcar în asta nu mai pot să ai încredere. Asta vă spun că, mă rog, știu și am văzut ce se poate face. Și am trecut plin de toate. Deci, una dintre căile de aflare, să aflați care este soluția în viața voastră, este să vă ascultați sufletul. Evident că nu poți să-ți ascult sufletul că te-ai trezit dimineața și gata, fac ce zice sufletul meu. Și mai ales în deciziile foarte mari. Pentru că v-am zis că există această posibilitate de informare a sufletului. Dar pot să fac în așa fel încât să-mi curăț sufletul sau pot să fac în așa fel încât să mă eliberez de programele negative care sunt implementate la nivel de suflet, de persoană. De spirite care sunt pe pământ. Mulți știu să facă treaba asta. Și aici intervin locurile sfinte. Eu, ce m-a frapat pe mine la, de exemplu, la Părintele Argatu, era că el nu lua niciodată o decizie, niciodată, înainte să facă rugăciune. Și când făcea rugăciune, făcea de aia dezlegare de toate. Și îți dădea rezultatul. Deci nu te duceai la aici, spuneai, Părinte, știam și eu o întrebare, vreau să-mi dați un răspuns. Nu! Spunea, stai aici, facem rugăciune. Și după aia. Adică principiul era foarte clar. Mai întâi își curăța sufletul și de-abia după aia îți dădea răspunsul la întrebare. Oamenii au tendința să se ia după sufletul lor în condițiile în care în ziua de azi totul este o formă de manipulare emoțională. De la cunoaștere, la și atunci, ar trebui să vă ascultați inima, dar cu amendament. În momentul în care sunteți absolut convinși că sufletul vostru este curat. Și cum ne dăm seama? Îl cureți. Adică, nu ai cum să-ți dai seama dacă e curat. Adică poți să măsori, mă rog, dacă și să măsori, poți să măsori dacă e curat sau nu. Dar chiar și asta poate să fie influențată la un moment dat. Și atunci, cel mai bun mod este să-l cureți. Cum se curăță? La fel. Rugăciune și post negru. Deci ne reîntoarcem la lucrurile
de demult. A prins lumânări. Rugăciunea. Te rogi? Nu există rugăciunea mea. Există doar Dumnezeu care curăță tot. Știți că vorbeam despre treaba asta, noi, printre altele mai... noi ne verificăm unii pe alții cam ce facem în terapie. Și nu vorbesc de chibiți. Chibiții sunt cei care vorbesc pe net și habar n-au de asta. Vorbesc de cei care se ocupă de terapie. Și atunci, din când în când, ne lovim de oameni care știu să facă ceea ce facem noi și verifică ceea ce fac. Și la un moment dat, și eu fac parte din aceeași tagmă și m-am dus să văd un tip care venea din Egipt. Creștin, dar era egiptean. Deci vreau să spun ceva. El nu știe să facă altceva decât să roage. Puneam mâna pe capul unui om și se ruga. Dom'le, în momentul în care se ruga, deci era o tipă, mă rog, îi măsor valorile, în momentul în care se ruga și punea mâna pe capul cuiva, Dom'le, se scurgea tot în pământ. Atât. Nu știa decât psar. Atât făcea. Nu știa tehnici de terapie. Nu știa nimic. Să dezlege, să... Nu, frate. Dar în momentul în care punea mâna pe un cap cuiva și se ruga, se scurgea efectiv în pământ tot ce era în el. Abia așa. Un metru jumătate. Mic negru. Adică mai brunet așa. Dar mi-a plăcut de... Și există oameni de genul ăsta. Da. E o formă. Zi. Mai înainte ați spus că dacă ne curățăm sufletul, accelerăm karma. Nu, o secundă. Eu am zis să nu scoți programele negative de la nivel de sine, de suflet, în exterior. Eu nu vorbeam de curățarea sufletului, să zic eu, de gânduri și alte chestii. Alea sunt acolo, alea nu poți să le curezi tu prin rugăciune. Aia nu se curăță prin rugăciune. Alea rămân acolo. Deci unele sunt programele, altele sunt entitățile. Nu știu dacă sunt clar. Programele alea negative pe care noi le avem, nu sunt programe negative. Programele alea care determină anumite întâmplări în viața noastră, nu sunt propriu-zis negative sau pozitive. Vorbeam pozitive sau negative, e un termen impropriu spus. Alea sunt acolo. Da. Programul vieții mele e ca un film. Da. Când vorbesc de curățare de elemente negative, înseamnă curățarea sufletului de entități, de gânduri, de... Adică de invidie, de... Nu. Alea rămân acolo. Alea sunt ale noastre. Putem să ne curățăm de lucruri pe care noi le-am acceptat în așa zisele păcate ortodoxe, ca să zic așa. Deși nu-mi place termenul. Ați înțeles? De ce am făcut noi greșit, ce am gândit greșit. Adică greșit. Care în raport cu universul nu e chiar corect. Ca să zic așa. Dar programele alea în viețele nu pot să le schimb. Alea sunt acolo, sunt puse de Dumnezeu, nu le schimbă nimeni. Adică ce facem noi prin spovedanie și împărtășanie? Ei, ceva de genul ăsta. Prin spovedanie, da. Prin împărtășanie, nu. Împărtășanie aduce programe. Nu curăță. Împărtășanie conține sufletel. Și sufletelul ăla reface niște programe pozitive. Dinăuntru. Adică Mântuitorul are această capacitate și acest drept de a reprograma un om. Și împărtășania este pozitivă din perspectiva asta, evident. Deci, revenind, spovedania, da, curăță sufletul. La fel rugăciunea și postul. Ca să vă fie mai clar. Și de-abia după aia, în sufletul curat, pot să iau o decizie asupra unui lucru. În consecință. Bun, asta se regăsește în diverse tehnici. Mai întâi se face curățarea și după aia. Bun. Ce înseamnă, de fapt, această predestinare? Imaginați-vă viața noastră ca un joc pe calculator. E cineva care n-a jucat niciodată jocuri pe calculator, măcar în copilărie, ceva? A jucat toți? Bun. E foarte bine dacă a jucat. Pentru că viața noastră este ca un joc pe calculator. Și avem niște etape prin care trebuie să trecem. Avem niște etape prin care trebuie să trecem. Și trecând prin etapele astea, noi putem să fim ok. Adică
putem să câștigăm sau putem să pierdem. Este exact pe calculatorul. Poți să câștigi vieți? Da! Poți să pierzi vieți pe calculator? Să pierzi puterea, să pierzi alea, să pierzi alea? Așa e și în viață. Există încercări pe care dacă le duci la bun sfârșit, se câștigă bonusuri. Da? Sunteți conștienți de treaba asta? Și există lucruri pe care dacă le faci greșit, pierzi din cele pe care le ai. Ok? Și atunci, de ce pierdem? În primul rând. Pentru că am gândit greșit. Am făcut alegeri greșite. Și aici apare liberul arbitru. Dacă... Eu știți de ce am crescut? Pentru că, spre deosebire de foarte multă lume care consideră că anumite alegeri ale mele au fost greșite, în realitate au fost corecte. Chiar dacă sunt mai brutale, chiar dacă apar greșeli, unele lucruri pe care le faci pot să fie corecte în perspectivă. Exemplu, sunt lucruri pe care e clar că dacă noi suntem aici, la baza lucrurilor astea, sau lucruri din trecut. Un singur lucru pe care nu l-ai fi făcut în trecut, ar fi făcut în așa fel încât să nu fim aici. Deci toți sunteți aici datorită unor sume de lucruri. Fie bune, fie rele. Dacă erau toate bune, erați deasupra noastră, erați în cer și dați din aripioare. Dacă erau absolut negative, nu erați aici pentru că nu aveați ce să căutați la cursul ăsta. Și atunci suma bunelor și relelor din voi vă face să fi venit aici. Să învățăm împreună despre. Da? La fel și eu. Dacă suma faptelor, lucrurilor bune, da? Suma gândurilor așa, era probabil că aș fi fost în cer. Dacă nu, înseamnă că și eu mai am de învățat. Pentru că pot să înveți și ca mentor, și ca elev. Deci fiecare are lecția lui. Bun. Deci, am stabilit că avem un program, că programul ăsta are niște jaloane care sunt impuse și are niște jaloane care sunt opționale. Corect? Pot să schimb jaloanele impuse? Nu. Am stabilit treaba asta. Asta este de la Dumnezeu. Care sunt jaloanele impuse? Unde mă nasc? În familia care mă nasc? Familia care mă nasc? Da, este. Locul, religia... Locul, religia... Ce altceva program impus avem? Căsătoria. Căsătoria este impus? Nu. Depinde. Pentru că dacă studiați magia de țară, nu că am studiat eu, dar urmăresc, m-am zis, eu sunt televizor. Și la un moment dat era o descântătoare de asta de țară și arăta ea cum, mă rog, face cu unii. Și dar era foarte interesant și am studiat ideea, posibilitatea ca un om să aibă mai multe sorți. Da? Adică, ai posibilitatea să te căsătorești de mai multe ori într-o viață. Ai în programul ăsta. Deci, ai una. Deci, ai trei opționale. Nu sunt obligatorii. Există posibilitatea ca o căsătorie să fie obligatorie? Da. Deci căsătoria poate să fie opțională sau poate să fie obligatorie. Și atunci, poți să ai una obligatorie, dar dintre ei opționale. Adică nu poți prima, refuz, nu e bun, nu e destul de, nu e destul de. Nu ai pe a doua, nu e destul de, nu e destul de. Și pac, ți apare a treia. Și atunci, te duci, că trebuie să treci prin acea lecție, și nici nu știi de ce ai ajuns acolo, te trezești după. Prima oară în toamnă, după aia. Ce? Prima oară în toamnă, după aia, pe clar. N-am înțeles. Cum făceam temele la școală, prima oară faci pe turnă, după aia treci pe care nu te curată. Am înțeles. Deci sunt cele care sunt
impuse și cele care sunt opționale. Ești obligat să treci prin toate? Nu. Dar nu te învață nimeni. Că într-o situație, într-o relație, într-o căsnicie, poți să treci prin absolut toate încercările prin care poți să treci relativ la cineva, relativ la cuplu, și să ții toate lecțiile. Și atunci, poți să ai o relație pe termen lung în care ții toate lecțiile. Numai că nu spune nimeni treaba asta. Adică lecțiile sunt obligatorii. Lecțiile sunt obligatorii. Dar dacă doar în cazul în care nu poți să ții anumite lecții într-o anumită relație, atunci zbuf, te bubuie. Adică sunt oameni care nu vor să-și ia lecții. Și într-o căsnicie, sunt oameni care nu vor să-și ia lecția respectivă, nu vor să înțeleagă. Și atunci ce face Dumnezeu? Buf! Eu tot timpul am zis, și a tot timpul zis, așa suntem învățați. Dracu e de vină. Ei, nu. Câteodată cel care intervine este chiar Dumnezeu. Pentru că oamenii, noi nu am înțeles că știți ce e cel mai important lucru pe planeta asta? Și, din păcate, nu-l punem pe primul plan, este întotdeauna în plan secund, la toată lumea. Cel mai important lucru este evoluția spirituală. Sensul acestei planete este evoluția spirituală. Sensul Universului material este evoluția spirituală. Numai că pe noi ne fură peisajul. Și furându-ne peisajul, Dumnezeu stă. Și după ce învață deja? Și stă, și stă, și stă. Nimic. Bam! Îți dă acel șut plăcut care să te ducă înainte. Și nu e valabil. Este pentru oricine valabil. O să vezi că oamenii intră în scheme de gândire. Oamenii intră în... Nu mai trăiesc în prezent. Oamenii intră în... Cam cum cred ei că e bine. Oamenii... Dar nu mai sunt în prezent. Și atunci când nu mai sunt în prezent, buf! Apare bubăia. Și că... Știi care e paradoxul? Ceea ce te aduce pe tine în prezent, Dumnezeu, e suferință. Nu bucuria. Bucuria... Fua! Când ești fericit, toată lumea e ta. Corect? Mergi pe nori. Și atunci... Ce anume? Dar bineînțeles, fiecare are școala lui. De ce? Păi unul are de stat într-o relație până și de multe ori termenele unei relații sunt înscrise în suflet. Timpul. Cât? Atât. Poc. Știu, sună ciudat. Dar preprogram, nu sună deloc drăguț. Știu. Sună programare. Nu vreau să vă programez, eu vreau să vă des să studiați. Întâmplarea face că eu am văzut foarte multe relații. Evident că există momente, există noduri temporale. Și nodurile astea temporale, oamenii trebuie să-și ia niște decizii. Dacă deciziile lor sunt corecte, relația merge mai departe. Dacă nu, se rupe. Dar dacă se rupe pentru că ideea a fost greșită, automat intră într-o relație și se întâlnește cu acele lecții. Ce anume? Mai de la început. Intră în aceeași buclă. Sunt ca niște bucle. Merg, nu am înțeles aici, m-am oprit, tu mă întorc. Ca la joc. Hai, mai stai o tură. Și nu se poate altfel. Deci, vreau să vă spun ceva. Ceea ce este important și ceea ce vă avem noi de făcut, este, în realitate, să ne luăm lecțiile în funcție de... E foarte greu, trebuie să recunosc. Pentru că de multe ori îți scapă. Îți scapă printre degete. Avem capacitatea să ne dăm seama noi în timp care nu sunt lecțiile. Sau înțelegem la un moment dat. Avem sau putem să... Deci, eu, părerea mea e că nu avem, dar că putem să o căpătăm. Eu cred că, în perspectivă, oricine se poate înțelepți dacă își dorește treaba asta. Adică, eu cred că un om este... care este onest și
care vrea cu adevărat să afle și să crească și să evolueze, Dumnezeu îl va ajuta. Adică, bă, toți suntem pasibili să facem greșeli în evoluția noastră. Mă gândeam la Osho, știi? O să ziceți ce legătură. Păi, stați să vedeți. Nu știu dacă ați văzut viața lui Osho. Deci, îmi pare rău. Osho e considerat un mare maestru, da? Da. Deci, eu n-am apucat să fac câte a făcut Osho. Osho a înființat un ashram în deșert. În deșertul ăsta, în ashram, oamenii erau puși pe categorii. Deci, unii erau de-a dreptul sclavi și lucrau la plantat orez. Avea nu știu câte Rolls-uri. Avea gărzi înarmate cu M16. Ați înțeles? Și el mergea într-un Rolls cu un M16. Până când s-a sesizat armata americană și a intrat Garda Națională peste ei și l-a expulzat. Și a ajuns în Anglia, mi se pare, și și-a luat numele de Osho. Ați înțeles? Deci, evident că a fost lecția nebuniei lui și fiecare are lecția lui de nebunie pe calea către evoluția spirituală. Ideea este că fiecare are lecțiile la nivelul lui, fiecare are lecțiile din postura în care e. Să nu înseamnă că unele lecții, lecțiile unor oameni sunt mai mari sau anulea sunt mai mici. Și că fiecare este la alt nivel. Și fiecare se judecă la nivelul lui. De asta programul, de exemplu, unui președinte, ăla e program. Este cu totul altul decât programul unui medic de urgență. Și cu totul altă lecție. Și atunci, eu am înțeles că nu prea pot să judeci nimic, pentru că nu m-am fost pus în situația aceea. Și nefiind pus în situația aceea, nu pot să-mi dau decât cel mult cu părere. Ca și cum aș spune eu, știți că nașteți trebuie. Nici măcar ca idee nu știu în viața asta cum ar trebui să faceți și ce ar trebui să faceți dacă nașteți. Adică știu ca medic, știu ca teorie, dar nu pot să vă spun din proprie experiență. Și atunci nu are valoare. Da? Pot să vorbesc despre un lucru dacă ai trecut prin el. N-am trecut, nu știu, nu pot să dau sfaturi. Așa cum sunt cei care se erigează în antrenori de fotbal și spun că ar fi trebuit să bage pe nu știu cine. Mă, tu nu ești acolo. Dacă erai antrenor, știi ce să faci. Dacă n-ai fost și n-ai bătut niciodată o echipă de fotbal, nu știi cum funcționează echipa de fotbal. De ce nu pot să mă... Pot să-mi dau părerea. Măi, cred că ar fi fost bine să. Părerea mea. Dar n-ai nicio legătură cu realitatea din teren. Revenind. Deci fiecare are programul lui. Ok? Putem să schimbăm programul ăsta? Absolut da. Orice trece la un nivel superior al Spiritului este, duce la schimbarea acestor programe. Imaginați-vă că noi ne aflăm undeva la nivel interior și că legăturile noastre karmice ne țin într-un anumit nivel energetic. Evident că ne este comod și, cum să spun eu, noi tindem să ne stabilim echilibrul. Echilibrul este dat de tot ceea ce este în jurul nostru. Prieteni, job, evident, căsătorie, iubire, toate se așează într-un anume fel. Dar asta este un nivel. În momentul în care cum îți dai seama de nivelul respectiv? Păi, e foarte simplu. E vorba de oameni care au trăsături comune, au idei comune, au hobby-uri comune, au... Ce mai au? Timp petrecut în comun. Pentru că ești la acel nivel.
Evoluția spirituală, din păcate, te poate rupe la un moment dat. Dacă, de exemplu, sunt multe cazuri în care vin la cabinet și sunt întrebat ce să facă. Ea, el, mă rog, vrea să evolueze, celălalt partener nu. Nu-l interesează. Dacă în tineție mai spuneam, lasă-l și vezi de drum, să nu credeți, mie mi s-a spus așa foarte clar, așa de către duhovnicul meu. Tu vezi de treaba ta și lasă-l. Acum sunt un pic mai tolerant. De ce? Pentru foarte simplu că dacă un om vrea să evolueze, poate să evolueze și în relație cu o persoană care nu evoluează. Va fi ca un balon agățat. Adică poate să evolueze, să înțeleagă, să facă lucruri, dar va fi ancorat de persoana aia care nu se mișcă. Dar, și vă spun asta de ce? Pentru că am avut o situație în care maestra de-a mea a murit. A murit. În vârstă, nu tinerică. Și aveam un sos pe care nu-i interesa nimic. Și, deși pe el nu-i interesa nimic și era tot timpul în conflict, mă rog, ea se apucase de partea spirituală și a renunțat. Ea era corporatistă. Deci era, mă rog, și vă dați seama, a renunțat la un moment dat la un serviciu foarte bun, foarte bine plătit, din care, evident, aveau de câștigat toți, pentru că întreținea, erau mai bărbați în familie și întreținea pe toți. În niciun caz nu i-am dat eu sfatul ăsta. Într-o zi a zis, m-am săturat. Și drept urmare s-a dus și a dat demisia, spre surprinderea, stupefacția tuturor. I-a zis, i-am întreținut pe toți destul. Și atunci a ales partea asta spirituală. E bine că bărbații nu i-a iertat-o până a murit. Și... Dar a rămas lângă el. A zis, sunt prea în vârstă să-mi repac vreo viață. Nu mă deranjează, am locul meu. Că m-a întrebat odată ce să fac. Și am zis, păi, o să ai o bătrânețe liniștită? Sau poate să-ți mănânce sufletul? De ce nu mă deranjează? Bine, dacă nu te deranjează, vezi de treaba ta. Și într-adevăr, când am plecat, vreau să spun că am plecat ca un balon. În momentul în care s-au rupt legăturile alea de căsătorie, de... Tom! A zburat. Pentru că ea a crescut acolo în interior, chiar dacă era ținută sub presiune și avea conflicte, că s-a lăsat de muncă, că la nu? Evident că motivația era strict pecuniară. Nu interesau pe ei binele. Și în momentul în care a zburat, a zburat cu tot. Uf. Direct în cer. Ceea ce, mă rog, m-a făcut pe mine să înțeleg că poți să trăiești într-o relație de genul ăsta și atunci nu mai sunt atât de vehement în dacă nu te ajută sau nu și te împiedică, vezi de drum. Nu. Cred că cineva care vrea să evolueze din punct de vedere spiritual poate să o facă în orice condiție. Și în orice, sub orice formă și oricând și... Deci, din perspectiva asta, să nu credeți că evoluția spirituală vă pune, vă spun acum, cu mintea de acum, vă pune într-un fel în pericol relațiile sau căsătoria. Nu. Poți să... Poți să crești foarte mult. Bun. Ce se întâmplă? Există etajele. Sunt ca niște etaje ale evoluției noastre spirituale, care te bagă în diverse... la diverse niveluri, în care întâlnești oameni de diverse facturi. Evident că orice lucru pe care l-ai întâlnit, pe care l-ai... Deci, noi avem niște relații karmice, niște corzi karmice. Pe măsură ce rezolvăm corzile astea karmice, se rup, automat, e foarte simplu. Noi, la mecanic, era un exercițiu foarte frumos, apropo de rezultanta forțelor. Da?
Noi ne aflăm într-un punct pentru că rezultanta forțelor care acționează asupra noastră este zero. Ați înțeles? Deci de-aia ne aflăm în situația. Eu sunt aici pentru că suma tuturor forțelor care au acționat asupra mea este punctul ăsta. Deci e punctul în care nu mă trage nimeni nici în stânga, nici în dreapta, nici în față, nici în spate. Sunt așa. Toți ne aflăm în aceeași situație. Ok? În momentul în care se rezolvă o problemă karmică, cum ar fi moartea unui părinte, care rezolvă niște probleme. Adică se rupe un string. Tuf! Te duci în altă parte. În momentul în care te căsătorești, capeți alte forțe. Pentru că automat prin căsătoria cu persoana respectivă, asupra ta acționează alte forțe de altă natură. Nu? Și atunci se schimbă centrul echilibrului tău. Evident, te dezechilibrează. Se schimbă centrul echilibrului tău dacă ai un copil. Sau dacă ai mai mult. Fiecare chestie de genul ăsta îți schimbă centrul de echilibru. Te dezechilibrează vorba aia, dacă schimbi un serviciu, dacă schimbi o casă, dacă schimbi, cu atât mai mult când apar chestii de-astea care sunt mult ca și energie, ca și spirit superior. Și atunci, de ce? Păi dacă mă duc în serviciu, nu o să intru în legătură cu un colectiv? Dacă intru în legătură cu colectivul ăla, nu mă trage în colectivul ăla? Automat nu influențează echilibrul meu, per total? Și atunci, orice serviciu pe care îl schimb, orice, eu știu, lucru care intervine mai mult sau mai puțin în viața mea, îmi perturbă echilibrul. Dar echilibrul ăsta nu înseamnă că trebuie să stau tot timpul în dezechilibru. Pentru că a fi echilibrat tot timpul înseamnă să evoluezi? Nu. Dezechilibru duce la evoluție. Când ești echilibrat, ești plat. Nu înseamnă că nu înțelegi nimic. În momentul în care te dezechilibrează ceva, există posibilitatea să cobori. Dar în momentul în care înțelegi, de fapt, urci mai sus decât unde ai. Deci orice evoluție nu se poate face decât prin dezechilibru și prin schimbare. Schimbarea, există posibilitatea să faci o schimbare de mentalitate lină. Se poate. Se poate. Dar asta presupune... Da, presupune înțelepciune, dar presupune altceva. Conștientizarea, în primul rând, dar presupune conștientizarea asta într-un ritm care este crescător lin. Adică dacă înțeleg lucruri prea rapid, prea adânci, prea rapid. În Ortodoxie asta se numea... Asta se numește smintire. Sminteală. În momentul în care îți vine un adevăr, mai repede decât erai... Pregătit. Erai pregătit să-l primești. Bun. Numai că vezi, eu fiind cum sunt eu și pentru că totul a fost cu Hăierucu, am început un curs de, nu mai știu, de combat la București. Și am început cu oarecum cu sfârșitul. Și făcuse niște fețe de alea lungi, mari, și niște ochi din aia. Și mi-am dat seama că e prea mult pentru ei și am zis, bine, hai că începem cu Arcin Viu, că de ăsta aș vă auzi toată lumea. Începe cu Arcin Viu, cum să-ți leagă Arcin Dumnezeu. Că asta știe toată lumea. Câteodată... Și atunci există posibilitatea ca la un moment dat, în adevăr, să fie mai mult decât poți duce. Numai că, să știți că mentalul omului are capacitatea de deconectare. Adică, îți vine informația, te deranjează și o uiți. Da? Intervine altceva și face click și l-ai uitat. Și atunci îți revine când? Când ești pregătit să o primești. Bun. Deci, revenim. Cum schimbăm programele din viața noastră în afară de alea pe care le putem schimba? Prin conștientizare. Prin înțelegere. Prin autoeducație. Vă dau un exemplu
rapid de schimbare a unui individ și a programelor la nivel interior, asta nu înseamnă că îi schimbă viața sau programul vieții. Programul vieții se derulează. Știți ce nasul e când se derulează programul vieții și tu ești conștient de ce o să se întâmple și te uiți așa ca la televizor? Aia e nasol. Psihanaliza poate să facă treaba asta. Deci tu înțelegi înainte anumite lucruri, le rezolvi în tine, dar viața își urmează cursul ca și cum ar trebui să înveți pe parcursul anilor ăia ceea ce tu știai deja. Nu poți. Nu poți. Își programă. Deci viața este ca un... Câteodată are rigiditatea unei linii de tramvai. Ești pe linia de tramvai și n-ai decât să mergi. De ce? Pentru că există ceea ce se cheamă programele care sunt implementate de îngerii păzitori ai karmei. Deci sunt programele karmice. Programele karmice, ăia nu te iartă că tu ai înțeles. Dumnezeu, da. Dacă tu ai înțeles, Dumnezeu ia de la tine anumite lucruri. Da? Dar dacă demonii, deci tu ai înțeles și e un program făcut de jos, ăia nu te iartă. Pentru că ei sunt absolut convinși și hotărâți ca tu să plătești. Punct. Pe ei nu interesează că tu ai înțeles. Adică degeaba ai înțeles tu că nu e bine să... Exemplu. Îmi dădeam exemplu cu pantofii, da? Pantofii mei. La un moment dat m-am dus să-mi cumpăr pantofi. Și eu sunt de la cu ăștia-s pantofii mei, mi-am luat, am plecat. Eu nu caut. Știu unde sunt, m-am dus, mi-am luat, am plecat. Și m-am luat niște pantofi și mergeam cu sora mea pe stradă și la un moment dat sora mea zice, pe vremea aia n-aveam mașină, mergeam un kilometru pe jos până la metrou. Deci, nu. Și București, în București, distanțele sunt mai mari decât în alte zone ale țării. Și la un dat, sora mea se uită și zice, auzi, mă, dar tu șchiapeți. Zic, da. Și de ce șchiapeți? Păi zic, pentru că am o pereche de pantofi cu număr mai mic. Dar nu, mi-a venit așa direct, puf. Și zice, dar să uite așa la mine, că adevăr. Și de ce îi porți? Și zic, nu știu. Și mă duc acasă. Ce am eu în cap să merg? Deci după un an de zile după ce am mers, un an de zile cu pantofii aia. Era foarte drăguț, cum, pentru că degetele îmi stăteau exact în vârf. Un deget îmi stătea așa și ieși să știi nodul de la deget. Îi deformase deja. Mă duc acasă și încep să mă gândesc. Bă, ce să întâmplă? Și mă văd. Pe mine eram lent într-o, mă rog, într-o armată. Și aveam un pluton. Aveam un pluton și mi-a venit, pe vremea aia nu erau decât două numere de bocanci. Mici sau mari. N-aveau numere intermediare. Și mi-a venit numere mici. Și am zis, merge la toată lumea. Și drept urmare, copiii au făcut răni, la picioare au făcut escare, au făcut... Vreți să vă spun că în armată eu am petrecut 3 luni la infirmerie pentru că am avut răni din cauza bocancilor. Singurul. Ieșeam la... Bine, nu mi-am dat seama de ce, că doar nici măcar nu mă gândeam la așa ceva. Dar mi-am luat niște bocanci. Bocancii am bătut cam așa. Am făcut alea, se cheamă. Am făcut bășici. Bășicile s-au spart, s-au infectat. Vă dați seama, noi făceam baie odată pe săptămână. Și de acolo au făcut furoi și de la furoi penicilină și tot așa. Și am avut 3 luni, am mers în papuci la... Și în papuci trebuia să fiu cu adevărința medicală, că mă întreba la dată de ce ești în papuci la raport. Și așa am înțeles și eu de ce am avut probleme mari cu bocancile. Asta 3 luni. După aia n-am mai avut nicio problemă. Am furat, am completat niște bocanci buni pe vremea și n-am mai avut probleme. Erau folosiți deja. Așa că dacă există un program karmic și după aia mi-am dat seama de el, dar pantofii mi-au luat după vreo 2 săptămâni, să nu crezi. Până nu s-a închis, nu îți dai seama. Și din aceeași treabă, apropo de program, cum mi-a venit o doamnă, domnule doctor, stau de 16 ani cu soțul meu. Și sunt casnic. Și
Zice, eu nu sunt bolnavă, am doar o singură întrebare. Zice, eu încălzesc mâncarea soțului meu la ora 2. Bun, și el nu vine. Și eu încălzesc la 2:30. Și el nu vine. Și eu încălzesc și a treia oară când vine. Bun, și care-i întrebați? Într-o zi, zice, m-am săturat și i-am zis, știi ce? N-ai decât să-ți încălzești mâncarea singur, ai farfurie pe masă, treaba ta. Foarte bine. Care e întrebarea? De ce mi-au trebuit 16 ani să fac treaba asta? Dacă este un program karmic, nici măcar nu-ți dai seama că e un program karmic. Poți să-i spui omului respectiv. Greșești. Te uiți în ochii lui, știi? Și îi spui, greșești. Și el zice, da. Și face la fel. Și îți dai seama. Și după aia înțelegi de ce el nu poate să facă. El nu poate să facă, poți să-l spui, poți să-l bați, poți să-i spui că e cel mai idiot om. El va face la fel, pentru că, în realitate, nu poate să facă altfel. E un program karmic, care este susținut de Îngerii Păstori ai Karmii, și atunci el va face acest program. Nici Dumnezeu nu intervine. De ce? Pentru că și el a făcut la fel. Nu poți să intervii decât în următorul. De asta e importantă iertarea. Dar astea sunt lucruri care se întâmplau la oameni care nu erau conștienți de ei înșiși și nu-și făcuseră iertările. Tu poți să scapi de un program karmic doar dacă scapi de greșeala. Adică, cum să spun, dacă te iartă cel care e greșit. Adică dacă cel care i-am greșit mă iartă, atunci eu scap de programul respectiv. Bun, acum sunt oameni... O secundă. Dacă a fost în viața anterioară, cum poți să te ierte acum? Păi e la nivel de sine. E vorba să te ierte la nivel de sine. Și atunci se fac iertările. Poftim? Tu pe tine să te ierți. Tu să te ierți pe tine, dar să te ierte și el pe tine. Poți să fii și îngheță și să moară și să... Domnule timp și să... Nu înțeleg. Adică cum să te ierte el dacă nu este conștient? Da, adică cum să te ierte el pe tine. Dacă e... Deci ideea este în felul următor. Dacă tu conștientizezi că ai un program din ăsta karmic, îți ceri iertare. Să știți că, în mod normal, cerutul iertare duce problema în ograda lui. Mai ales dacă ești sincer. Dom'le, îmi pare rău, uite, am făcut treaba asta. În momentul respectiv, bila e în terenul lui. Ok? Dacă ți-ai ispășit, se rezolvă, chiar dacă el nu te iartă. Devine problema lui. Se poate măsura. Da, se poate măsura. Se poate măsura în ce măsură mi-am ispășit eu o problemă față de un om, față de care am greșit. Pentru că sunt oameni care supralicitează. Adică tu ai greșit ceva. Bă, dar te urmărește în pânzele albe pentru ceea ce ai greșit și plătești de trei ori. E, atunci intervine divinitatea și o dă de dulsatul. Dar în cazul karmelor de neam? Bun. Karmele de neam. Karmele de neam sunt programe asumate prin naștere. Deci programele astea există la nivel de genă. Deci în momentul în care există la nivel de genă, ai copiat-o la nivel de suflet. În momentul în care ai copiat-o la nivel de suflet, ea devine la un moment dat manifestă în exterior. Se poate transcende treaba asta? Da. Dacă înțelegi anumite lucruri, dacă plătești anumite lucruri, pentru că la un moment dat te ajută Dumnezeu. Ok? Să treci peste o anumită problemă de genul ăsta. Adică este, ce poate să fie? Să zicem că karma unui sinucide, din neam. Da? E clar că acolo, în neam, rămâne acea entitate care a dus la realizarea lucrurilor astea. Evident că mă va duce în situația, pentru că rămâne în subconștientul de neam, în situația în care să-mi pun aceeași întrebare. Dacă tu iei decizia corectă și zic, bă, puii mei, ce s-ar întâmpla, de ce să mă urcesc prost? În momentul respectiv, ai rupt lanțul. Și chiar dacă se întâmplă, nu se întâmplă. Scade. Pentru că furtuna este dată de propria ta emoție. De propria ta frică. De propria ta îndoială. De propria ta... În momentul în care spui, facă-se voia ta, Doamne, spargi o chestie de genul ăsta, de karma de neam. Dar e foarte greu să faci treaba asta. Doamne, asta e. Ce faci? O să fiu opus
supus-o oprobiului public. Domnul Iisus Hristos a pățit treaba asta. Și a pățit-o rău. Dar în timp poate reveni? Dacă nu ai trecut de lecție în mod... Deci dacă n-ai trecut cu totul, da. Adică am avea copii și poate... Se transmite. Nu. Deci de obicei se încheie la cel care reușește să se treacă peste treaba asta. Dacă a reușit să treacă peste treaba asta, se oprește acolo. Nu. E adevărat. Pentru că se oprește la cel care... Pentru că ce înseamnă? În momentul în care eu spun nu unui lucru, în momentul respectiv am învins entitatea respectivă. Dacă eu am învins-o, nu trece mai departe. Corect? Păi nu, îngerii păzitori ai karmei sunt îngerii păzitori ai karmei mele, nu a karmei de neam. Ești, există și îngerii păzitori ai karmei de neam. Corect. Dar se... Păi, o secundă, e problema ta să treci peste ei. Dacă ai trecut peste ei, s-a încheiat. Deci tu trebuie să le spui. Adică tu plătești dacă faci greșit un lucru în situația respectivă. Dacă tu l-ai făcut corect, nu e ce să plătești. E clar că ai ajunge într-o situație, dar nu înseamnă că trebuie să o plătești. Sau plata ta. Și mai o chestie. Nu vă mai fie frică atât de energiile negative. Am înțeles un lucru elementar. Și anume că orice lucru negativ se poate transforma în sens pozitiv. Și evident, invers. Adică poți să fii victima propriei tale celebrități. Și asta e un lucru pozitiv care se transformă în lucru negativ. Și să zicem că te defăimează cineva sau spune un adevăr despre tine pe care poate că nu vrei să-l afli niciodată. Să nu se afle niciodată. La un moment dat se poate transforma în sens pozitiv. Acum să nu ne problema de atitudine cu care reacționezi la situația respectivă. E chestie de reacția ta. De modul cum te manifesti tu în raport cu acel lucru. Și cum asta se transformare, se numește transformare in yang. Iar în publicitate, asta se numește reclama cea mai bună este reclama negativă. De ce? Păi, pe moment are un impact negativ. Dar o uită. Și ce se întâmplă cu lucrurile care sunt negative? Numai la nivel interior. După aia recunoaște unul, dar nici măcar nu știe de unde recunoaște acel lucru. Și se duce către el. Ați înțeles? După aia mai e o problemă. Dumnezeu are capacitatea de a transforma răul în bine și binele în rău. Și atunci, tot ce ține de averea noastră, banii noștri, imaginea noastră, binele nostru ăsta care crede noi că e bine, se manifestă pentru că ne-l-a îngăduit Dumnezeu. Ceea ce nu înțeleg oamenii este că acum îl ai, mâine nu mai e. Și atunci, așa cum poți să-l ai acum și să nu mai ai mâine, așa poți să nu-l ai acum și să-l ai mâine. Și atunci, de ce să-ți fie frică? Că știi treaba asta. De fapt, asta e pilda lui Iov. Pilda lui Iov este să înțelegi că absolut tot ce se întâmplă în viața ta, bun sau rău, este un făptuit cu ajutorul și de la Dumnezeu. În momentul în care ai trecut asta, ai trecut de toate problemele. Dar, totodată, e foarte ușor să zici, Doamne, am înțeles. Până nu pierzi tot, sănătate, bani, familie, copii, n-ai cum să înțelegi. E obligatoriu? Dacă mă întreb pe mine, e foarte frumos să spui, da, am înțeles ce înseamnă să fii sărac, până nu ți-e foame și zgheră rămațele. Eu nu cred că înțelegi. Înțelegi? Nu e obligatoriu. Dar acum, depinde ce are omul setat, fiecare ce are setat în viața lui. Bun.
Imaginați-vă o plată karmică sau o întâmplare mai nașpa din viața noastră care vine. Când este îngăduită Dumnezeu, nu o vezi. Nu o vezi. Nu o vezi venind. Nu te anunță nimeni. Hello. Vezi că vine. Și ea vine. Și vine, vine ca un normal negru care îți bubuie tot. Da? Bun. Și ai următoarele soluții. Unu, principiul lepădă mică. Până trece. Doi, să te zbați ca peștele pe uscat și să nu faci nimic. Și trei, să folosești treaba asta în sensul tău. Da? E ca un tsunami. E ca un val mare. Poate să te îngroape. Sau poți să mergi pe el. Depinde ce alegi tu. Și atunci, din orice situație, poți să găsești o parte pozitivă. Da? Din orice lucru există ceva pe care poți să-l transformi într-un sens pozitiv pentru tine. Corect? Bun. Asta se numește înțelepciune. Și atunci, am următoarele lucruri. Eu nu am stofă de martir. Sorry. Asta nu înseamnă să mint, nu înseamnă cu mine. Cred că dacă aș fi martir, aș fi martir pentru că am impresia că obțin ceva cu asta. Obțin eu ceva din punct de vedere spiritual cu așa, hai să stăm. Dar altfel nu, n-am stofă de martir. Adică stă, aș fi stai să stau într-o anumită condiție pentru că vrea Dumnezeu. Dar cred că și aia nu cred că e nelimitat. Adică am o limită a non-combatului meu. Și atunci nu am stofă de miel. Sorry. Nu pot să zic asta. Dar ce pot să fac eu este să încep să învăț să folosesc această energie care se întâmplă în sens pozitiv. Nu? Și atunci fac următorul lucru. Vine nou. Neg. Karmic. Da? Bun. Vine. 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 Și dacă vine, vine. Și atunci, ce fac cu el? Dacă stau, mă îngroapă. Trebuie făcut de multe ca să mă îngroapă. Și atunci aleg să-l divizez. Da? Parte! Putem să-l sublimăm în rugăciune și pot? Da! Poți rugăciune. Doamne, nu sunt călugăr. Nu pot să fac ca să-l dă ziua. Pot să aprind niște lumânări? Pot! Pot să-l sublimez în sport? Da. E o energie foarte bună. Știți care e sportul care consumă cel mai mult întuneric? De contact. De contact. Sportul de contact. Nici măcar nu trebuie să mă duc să mă bat. E destul să mă duc să proiectez pe aia care să bat. Deci pot să stau cu minte în primul rând și să mă uit cum să dau aia până în cap. Și eu nici măcar să nu mă bag, nu? Dar nu mai sunt 30 centimetri ăștia. Parcă e mai bine așa când ești și tu acolo în, în acțiune, nu? Pac, 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 pac. Mai aia. Dar merg. Simți că ai făcut ceva. Poți să sublimezi în sexualitate? Cu cât e mai mare norul, dintr-o anumită perspectivă, cu atât mai bine. Poți să sublimezi. Mai ce poți să sublimezi? Deci, rugăciune, post negru. Pelerinaje? Absolut da. Mă duc și mă prind. Și dacă pe lângă moaște mai văd și altceva, nu-i păcat?
Poți să sublimezi în shopping terapie? Dacă ai bani. Evident. Da, da. Eu zic, shopping terapia asta nu înseamnă neapărat că trebuie să cumpărați de milioane, măi. Shopping terapie poate să fie să cumpări și niște lucruri minore. Simplu fapt că te duci acolo și te plimbi și dai din bani, mai lași câte ceva acolo. Poți să sublimezi prin moaște de sfinți? Pot. Poți să sublimezi mergând la slujbe? Da. Poți să sublimezi mergând în munți? Da. Și mai ales în locuri care sunt portaluri. Poți să sublimezi făcând inițieri? Da. Dar la cel bani e. În dar au luat, dar trebuia să-i dea. Da, dacă dai mai mult, să știi că ți-a mai mult. Știi când devii tu maestru și începi să faci inițieri? Începi să înțelegi, nu? Până atunci, zici, tu mama lui, câți bani e asta? Niciodată, nici măcar așa un pic, nu? Nu. E foarte bine, dacă ai reușit. Eu am zis. De cine? Acum ați te plin. De Teo, ziceam. Spune-te cu Teo Vasile. Și la un moment dat, Teo Vasile avea consultația la camion, nu știu cât. Nu știu. Și am zis, Teo, ăștia, câți bani. Și după aia, când am înțeles și eu ce se întâmplă, ce înseamnă proiect, ce înseamnă preluare, ce înseamnă... E puțin Teo. Bun. Deci se poate? Se poate. Norul karmic poate fi întâmplări dezastruoase în viață sau... Ce? Norul ăsta karmic poate să producă orice. De la să-ți moară câinele, până la să cazi peste, să dai cu capul de trotuar, până la accidente de mașină, până la să spargă țeava de la canalizare, până la să-ți explodeze butelia, până la să accidente... Deci orice poate să fie norul ăsta karmic, poate să manifeste. Și atunci depinde de mine să aleg. Eu de ce vă spun? Veniți la mine și primul lucru. Mai nutești tu o liturghie, mai nutești tu o lumânare. Pentru că știu că deja începe să disipeze. Am venit toată ucoana la mine. Domnule doctor, dar era speriată doctor. Am un blestem de neam. E extraordinar și asta e. Am văzut multe în viața mea. Tata zice, la mine, bunicul, tata, unchiul, au murit în aceeași zi, în aceeași lună, la diferență de nu știu câți ani. Deci era o moarte. Și zic, care e problema? Și zice, se apropie și am trei băieți. Și zic, hai că vom vedea cum facem. Mă rog, i-am spus, zic, uite, face asta, face asta, face asta, face asta. Mai au și eu ceva? Îl mai spargem pe dinăuntru, îl mai coafăm, îl mai... E așa un nor. Vine ziua respectivă. Lați am fost toți. Și eu, și băieții ei. Deci ne-am luat o gripă pe toți. Nu știu dacă era gripă sau nea. N-am stat în pat. Cu termometrul în nas. Mă rog, a trecut, n-a murit nimeni. Slavă Domnului. Dar ca idee, eu am crezut că glumește, știi? În momentul în care am început să preluam din ele, m-a luat. Bam! Pe purtăm asta. Dar n-a murit nimeni. Aia e cel mai important. Și atunci există chestii de genul ăsta care te pot afecta și pe tine ca terapeut și pe tine ca cum zic eu, în relație cu persoana respectivă. Acum mai sunt preluări karmice. Misiuni personale. Spune când iei calul, iei și năravul. Și atunci, automat, vrei, nu vrei, intri în plăți cu toții. Adică programele, că știți că se schimbă programul karmic prin căsătorie? Se schimbă firul vieții. Știți că se schimbă programul vieții prin inițieri? Da. Inițierile schimbă firul vieții.
Adică dacă vreodată nu vă place viața voastră, faceți o inițiere. Oh! Ricoșesc ca... Nu ca din... Oh! Nu, asta e adevărat. Dar e adevărat, știți cum? În cazul persoanelor mai mici ca vârsta asta, persoanele cu vârsta asta mari sunt ca trenul. Știi? Cu ăștia nu-i schie nici dacă le faceți de inițiere. Pe gând, o persoană care este de vârsta asta la mică, e ca un minge de ping-pong. Înțelegeți? Deci aici are o legătură foarte mare vârsta astrală. Nu oricine e așa. Deci, revenind. Din păcate, în perspectiva mea, sunt încercări prin care nu avem decât să trecem. Nici măcar nu le vedem. Ne trezim în ele. Cele pe care le putem să le să le ocolim, sunt cele care sunt nu atât de importante, dar determinante sunt astea în programul vieții noastre. Și pe care nici măcar nu le vedem. Tot ce pot să vă spun este că viața nu e o chestie prestabilită. Adică nu înseamnă că de acum se știe exact cum o să terminați voi viața voastră. A fost treaba asta la un moment dat pe planetă. Se știa foarte clar cine ce, cum moare și se știa de când se năștea. Asta e apropo de ursitoare. Dar acum nu mai e valabil. Pentru că odată cu apariția creștinismului se poate transcende prin Hristos reprogramarea asta. Adică, se poate stabili o moarte, dar automat vine Hristos și dacă îl accepți ca Mântuitor, personal nu poate să schimbe tot programul. Nu poate să schimbe tot. Există niște pilde de genul ăsta, apropo de Dumnezeu și Sfântul Petru, care mergeau și discutau despre diverse lucruri și Doamne, Doamne spunea nu se poate schimba treaba asta și exact cum o să fie în perspectivă. Pentru că sunt întâmplări prin care trebuie să trecem. Dar, sfârșitul depinde de noi. Adică de ce faci? De modul cum îți iei tu lecțiile astea. Adică momentul una este să trăiești în dorul El. E așa de este ca unul care să fii, să te rogi în fiecare zi, Doamne, dezvăluie clipa morții mele să pot să... Da, există un psalm. Care-i problema? Voi n-ați vrea să știți când? Păi... Deci, nu? Foarte bine. Dar ce, te imaginezi că mor mâine? Deci, se îngăduie de așa ceva, o să mor de bătrânețe în patul tău, da? Și o să vină ai tăi să te vadă, o să ți-ai rămas bun și îi și vezi pe aia că te așteaptă la ieșire. Adică ei pe toți și pe ăștia de pe pământ și pe ăla din cer lângă tine. Păi așa erau bătrânii înainte. Nu toți. Ăștia care sunt mai credincioși, da, știu. Uite, a venit să mă ia. Vine să-l văd și îl aștept pe ăla să stau de vorbă cu el. Dar stau de vorbă, i-a spus și-a văzut. La revedere, tai, tai. Dacă nu era credincios. Frică pentru că sunt conștienți și au trăit tot timpul cu spectrul morții și au știut foarte clar că e lumea de dincolo și au avut relația cu lumea de dincolo și sunt oameni care au fost, au trăit clar și în lumea elată și în asta. What? Wow. A fi evoluat din punct de vedere spiritual presupune să le înțeleg pe amândouă. Și lumea spirituală și lumea asta. Și atunci, e firesc să fii pregătit pentru lumea cealaltă dacă evoluezi spiritual. Deci, e clar că dacă evoluezi spiritual... Și oricum murim. Deci, mai devreme să mai mor. Bun. Oricum murim, dar nu ne e indiferent cum. Contează și cum. Plățile karmice când se consideră a fi plătite? Zic așa. Există plăți karmice personale care sunt plătite. Adică pot să le plătesc și atunci am... din punct de vedere spiritual, sunt corzile, o secundă, sunt corzile karmice care ne leagă în diverse situații. Da. Da? Asta nu mai există. Din punct de vedere, nu știu cum să... Din punct de vedere radiestezic sau ce? Din ce punct de vedere să explic ce înseamnă? Cum aflu? Există un moment în care te trezești și te întrebi. Și eu ce fac acum?
În momentul respectiv sunt plățile karmice plătite. De ce? Pentru că nu te mai trage ața nicăieri. Când te trage o ață și ai un program karmic, trebuie să mă duc acolo. Trebuie să mă duc acolo. Trebuie să mă duc acolo. În momentul în care nu mai ai plăți karmic, stai să te gândești, și eu ce fac azi? Pentru că, în realitate, nu mai trage nicio ață. Și ce ne face pe noi să ne tragă în diverse situații sunt ațele respective. Sunt și componente din viața asta, adică atașamente, dar sunt și componente din alte vieți care țin de karmă. În momentul în care ți-ai încheiat plățile karmice, nu te trage ața nicăieri. Tu decizi unde te duci. Dar vreau să întreb că plata asta karmică e o plată care o fac eu. Da, ce cred? Ține, adică, cum să zic, în funcție de ceea ce fac, am plătit sau n-am plătit. Da, aia vreau să... Deci, poate să fie plată, numai faptul că am trecut prin treaba aia. Deci faptul că doamna asta 16 ani lângă nimic? Un soț... Da, pe înțeles până după 16 ani. Da? Faptul că a stat 16 ani lângă un soț și că soțul ăsta m-a întârziat tot timpul, a făcut să plătească tot ce a făcut ea în timp... altă dată. Ok? Simplu fapt că treci printr-o un eveniment. Un eveniment înseamnă că ai trecut și ai început să înțelegi. Judești pe cineva. Vei fi pus în situația respectivă. Și dacă nu înțeleg, adică dacă... Treci din nou prin situația respectivă. Deci nu-i plătită. Nu înțelegi. Nu că n-ai plătit. Că n-ai înțeles. Una e să plătești, alta e să înțelegi. De exemplu, judecata e una, plata e cu totul altceva. Eu văd pe cineva pe stradă și spun, uite idiotul ăsta ce face. Da? Numai un cretin ar face așa. Da? Bun. Și atunci sunt pus, ajung în situația respectivă să fac exact ce zicea cel pe care l-am judecat eu. Aia se numește judecată. Și se numește lecție. Și o faci până când înțelegi că ai greșit, că l-ai judecat pe ăla. În schimb, o plată înseamnă, eu am făcut cuiva ceva și sunt în situația aia până îmi plătesc ceea ce am plătit în raport cu omul respectiv. Deci asta e independent de mine. Toate sunt independente de tine. Nu, înțeleg că... Care sta 16 ani în situația respectivă. Nu se putea oare să termine mai repede plata ei care nu termină. Și da și nu. Adică de multe ori oamenii stau într-o relație de genul ăsta. Aia e o relație de codependență. Pe undeva poate că e convenient să stea casnică și... dar era și un blocaj. Pentru că în momentul în care tu ai de plătit ceva, ea la nivel interior era bărbat, făcuse același lucru. Deci vă dați seama că avea blocată voința, avea blocată capacitatea de a raționa și avea blocată multă astfel încât să iasă din situația respectivă. Eu nu cred că poți să ieși dintr-o situație doar prin conștientizare dacă nu ți îngăduie Dumnezeu și n-ai plătit tot ce aveai de plătit. Adică simpla conștientizare nu e suficientă. Dar cei 16 ani nu pot fi mai mult decât ba da, poți să fie mai mult decât ți-a îngăduit Dumnezeu, poți să stai într-un rahat cu mult mai mult decât trebuia să stai, pentru că te obișnuiești cu asta. Aia e problema. Că în anumite momente, oamenii se obișnuiesc cu răul. Se obișnuiesc cu o anumită situație. Obișnuindu-se cu o anumită situație, perpetuează situația respectivă. Intervine liberul arbitru după ce ai conștientizat. După ce ai conștientizat, da, am înțeles, în ce iertare pot sau nu pot să plec. Lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care ți-ai plătit tot, poți să pleci. Dacă nu ți-ai plătit, nu poți să pleci. Îți faci bagajele, te întorci, îți faci bagajele, te întorci, îți faci bagajele, te întorci. Tot așa funcționează până când ți-ai plătit tot ce vrei de plătit și toate lecțiile pe care le-ai luat. Deci nu știu cum a spus mai înainte, că aștepți o ieșire de la Dumnezeu. Nu. Tu vrei să o faci, dar, repet, te trage ața înapoi dacă n-ai reușit și nu te rupi. Și nu ai reușit să-ți iei lecția sau plata sau ce vrei tu. Deci nu stăm și așteptăm. Nu. Nu așteptați din cer, că nu. Nu am tot de idei. Eu cred, și asta e cel mai important lucru, că omul poate să
își schimbe soarta. Cred că omul poate să schimbe lecțiile. Cred că omul poate să ajungă la nivelul la care știți eu principiul ăla. Nu știu cum o chema pe regina care la Columb. Când i-a zis, du-te și dacă tărâmul în care crezi nu există, zeii îl vor crea în mod special ca să-ți răsplătească putezanța. Nu mai știu cum o chema. Eu cred că... Isabela. Eu cred că poți, întrucâtva, să îți schimbi soarta, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu, în măsura în care dispui și tu, adică faci și tu un efort. Adică asta cred că vine din înțelepciune. Trebuie să simți anumite lucruri, trebuie să simți anumite momente și să te zbați în momentul respectiv să treci mai departe. Adică eu cred că există ieșiri din anumite lucruri care ieșiri sunt, de fapt... Mai țineți minte jocul lui Ender? Filmul? Faptul că el a făcut ceva la care nu se gândise nimeni? Să intre în ochiul șoarecii sau... El era șoarecii, să intre în ochiul nu știu cui. Nimeni nu putea să gândească treaba asta pentru că nu avea doza de agresivitate în el. Eu cred că în orice situație există o ieșire optimă, totul e să o găsești. În tot ce... În orice lucru repetitiv există o poartă, totul e să-l găsești. Da? Și cred că ceea ce te face, de fapt, să te uiți de la un nivel la altul și să schimbi registrul vieții tale, este tocmai asta, înțelepciunea asta. Asta schimbă programele care nu pot fi schimbate, trecerea schimb de la un nivel la altul? Programele. Schimb programele. Deci e ca în jocurile de calculator, da? Merg, da? Dacă iau pe sus, am obstacole mai puțin, dacă iau pe jos, iau obstacole mai mult. Deci tu poți să schimbi doar registrul. În funcție de ceea ce ai nevoie. Până la urmă, depinde de tine. Și de înțelepciunea ta. E un joc, viața asta. E un joc. E important cine îl joacă mai bine. Cine există a juca bine în planul fizic, există a juca bine în planul spiritual. Fiecare trebuie să învățăm să jucăm bine, fie în planul spiritual, fie în planul material, fie în ambele. De asta depinde de noi și de înțelepciunea noastră. Ne înțelepțim, jucăm jocul ca lumea. Nu ne înțelepțim, rămânem biței. Ca toți restul. Care e problema? Mor milioane pe zi. Ce mai contează în prost în plus? Și jucăm cu aceleași date? Ce? Jucăm cu aceleași date? Nu jucăm cu aceleași date, dar jucăm ca în bridge. În bridge ai o mână. Da? Mâna asta poate să nu fie cea mai bună, dar poți să câștigi cu o mână proastă. Pe când poți să pierzi cu o mână bună în viața asta. Deci nu e importantă mâna, ci cum joci. Eu n-am avut o mână prea bună, să știți. La naștere. Din anumite perspective a fost bună, din anumite perspective nu a fost bună. Dar m-am bazat pe ceea ce am primit eu bine și am jucat-o ok. Adică, dacă aș muri mâine, n-aș avea nicio problemă. Ceea ce e greu de spus. E foarte simplu să vă explic. Dacă aș muri mâine, înseamnă că n-aș muri de mâna mea. Dacă n-aș muri de mâna mea, înseamnă că mi-a luat ăla și ce-am făcut prost. Și atunci mă duce direct la șef. Așa că țeapă la toată lumea. Așa că... Înțelegeți? Bun. Și atunci rămân cu partea pozitivă. Așa, dacă mor de moarte bună, mai am de plată. Dacă nu plătesc mai atunci. Pot să-mi creez viitorul. Pot să-mi creez viitorul. Absolut. Pot să-mi creez viitorul. Pentru că viitorul nu e scris. Viitorul are o sumedenie de posibilități. Și atunci eu pot să trimit lumină pe calea mea spirituală, oricare ar fi ea, cu voia lui Dumnezeu. Dar eu pot să spun acolo, da, să fie cu voia lui Dumnezeu. Dom'le, dar vreau și eu asta. Că Dumnezeu nu e potrivă. Dumnezeu nu se supără. Programele implementate, asta implică că ai deja un traseu stabilit. Vezi, da, datele pe care le ai, într-adevăr,
arată că ai un razor de prestabilit. Dar v-am zis, există nodul temporal. Și în momentul în care îmi trimit lumină în viitorul meu, dar spun anumite, condiții, la următorul nod se adună energia aia și se întâmplă o dată, dreapta. Și te duci către ceea ce îți dorești tu. Tot acolo o să ajungi la un final, dar pe altă cale. Deci aceste programe implementate rămân până la sfârșitul vieții pentru cine nu se străduiește să evolueze? Doamne, haideți să vă explic ceva. Dar pentru cine? Eu sunt de la care când cineva prevede viitorul, încerc să-l modific. Ați înțeles? Că a fost popă, că a fost... Da? Și mergeam aia și spuneam, tu o să ai și o să trăiești acolo. Ah, bine. Cum pot să modific asta? Pop. Nu mai de-al naibii. Ați înțeles? Am vrut să vă duc după ăsta. E chiar așa imobil. Ați introdus o formulă în acel program. Ați schimbat programul. Deci nu există imobil. Poți să schimbi viitorul ăsta. Ei vedeau un viitor prin prisma... Deci există un liber arbitru. Există un liber arbitru. Care deci în același întâmplări, doar că poți să trăiești în alte situații. Deci situația, adică testul este același, dar poate că diferă oamenii. Poate că diferă persoană. Poate că diferă, dar nu vezi? Nu. După aia, o altă chestie a jocului este decizia pe care o iei la un moment dat. E ca în șah. Nu joci singur. În jocul ăsta trebuie să iei niște decizii. Decizia asta îți afectează viitorul pe care ți-l asumi sau nu. Și atunci tu ai variante. De exemplu, când am citit Molitel, sunt lui Vasile. M-am așezat eu frumos, în genunchi. Și mi-a zis, Dragoș, dacă faci asta, nu o să mai ai liniște niciodată. Am zis, mă, decât praia. Și așa și insipit, și în color, și în odor. Mai bine așa. Mi-am asumat. E asumare. Puteam să nu o fac. Dar am făcut-o. Și în momentul în care ți-a spus, clar îți schimb viitorul. Adică sunt niște lucruri pe care poți să le faci și care sunt determinante și care îți modifică clar viitorul. Te scoate de pe mine. Depinde ce îți dorești. Evident, evoluția merge mână-mână cu înțelegerea, cu învățarea, cu înțelegerea diverselor lucruri. Printre care, și foarte important, calea luptei una, calea iubirii alta. Nu trebuie să le știi pe toate. Să le înveți pe toate. Ok? Bun, întrebări. Ăla e ăla. Păi am tot întrebat. Vreți o listă? Revenind. Deci, ce avem noi de învățat? Că există programe care nu le putem schimba și care, sau pe principiu, nu vremurile sunt sub oameni, ci oamenii sub vremuri. Ați înțeles? Deci criza e aceeași pentru toți. Există criză, da? Bun. Unii afectează mai mult sau mai puțin. Eu m-am uitat de curiozitate, știți, apropo de a apărut criza. Și toată lumea era nebunită cu criza, știți? Și am făcut un test extraordinar. Vorbesc foarte serios. Și o să vă spun ce test am făcut. Și am făcut testul ăla, toată lumea era disperată, toată lumea era așa. Și m-am dus să văd și eu, Dumnezeu, ce se întâmplă. Să dărâmă planeta. Încerc liniște. Sigur, ce se întâmplă cu toată nebunia care e acum? Și mi se spune foarte clar, o redistribuire a averilor. Și cum se face redistribuirea asta a averilor? Păi, aia bogați o să fie mai bogați, aia săraci o să fie mai săraci. Foarte simplu. Și unii dintre aia bogați o să-mi scapete și aia puțin. Ah, am înțeles. Bun. Și atunci, țin minte că a venit, toată lumea plângea de foame, toată lumea așa, și a venit în România, mă rog, cineva cunoscut, i-am organizat
terapie, pe vremea aia, nu mai știu, eram 1,5 milioane terapia sau ceva în genul ăsta. Și mă întreabă, cât să iau eu pentru terapie? Pentru consultare. Zice, că în sănătate iau $600 pe oră. Și măsor. Vă zic, îmi iese $400 pe oră în România. Zic, mi se pare cam mult. Dar zic, da, că așa e, fă așa, că așa e și... Vreau să vă spun că la 11 noaptea nu terminasem. Și atunci mi-a schimbat percepția asupra lucrurilor, asupra oamenilor, asupra banilor. Asupra crizei. Poftim? Asupra crizei. Asupra crizei. Criza era pentru unii. Cine trebuia să intre în criză, a intrat în criză. Pentru că trebuia să înțeleagă anumite lucruri și trebuia să pierdă anumite lucruri sau trebuia să câștige anumite lucruri. Și asta a fost tot. Tot este o problemă de percepție. Te afectează în măsura în care îți îngăduie Dumnezeu. Orice lucru. Indiferent. Puteam... E adevărat că nu sunt drăguțe anumite lucruri. Că sunt anumite plăți, că sunt anumite plăți carnice, că sunt anumite... Dar fiecare e afectat în funcție de cât îi îngăduie Dumnezeu și ce lecție are el de la. Bun. Avem sau nu avem? Avem întrebări. Da, de obicei cum poți să conștientizezi cât de cât ce plăți carnice are? N-ai cum. Deci, ca în obicei, nu poți să vezi decât prin tine, în jurul tău și prin oglindă. Adică, depinde acum. E destul de greu să înțelegi ce plăți karmice o să ai, de exemplu. Că nu poți să le prevezi. Ele se întâmplă. Că noi nu ne dăm seama când spunem un cuvânt sau spunem un lucru că ăla creează în viitor. Nu ne dăm seama că un gând creează în viitor, dar păi un cuvânt. Nu ne dăm seama, vorbesc de lucrurile pe care le facem în viața asta, dar apoi de lucrurile cu care venim. Și atunci, singurul lucru în care pot să realizez este momentul în care sunt în situația respectivă. Un lucru trebuie să vă fie clar. Un om nu poate să fie decât în situația care e. Da? Bun. Dacă sunt în situația care e, este pentru că am luat o decizie la un moment dat. Ok, poate să fie o decizie greșită sau... Dar sunt într-o situație. Vreau să vă spun ceva, că știți că părerea mea e că Universul, din perspectiva asta spirituală, e o țeapă. Adică, noi se pare că luăm o decizie și ajungem într-o situație și că dacă luăm altă decizie, ajungeam în altă situație. Nu! Că asta e țeapa. Orice decizie luăm, la un moment dat tot acolo în situația ajungea. Dar este țeapa aia că, vezi, Doamne, ai ales tu. Povești! Povești! Indiferent cum se întâmpla, ajungeai tot în situația aia pentru că ai de rezolvat problema. Punct. Și atunci, eu sunt într-o situație din care am ceva de înțeles. Ce am eu de înțeles din situația asta? Poftim? Să mai există liberă grupă. Ba, există. Există liber arbitru. Alegerea mea, sau alegerea mea, dar tot acolo ajung. Păi da, dar pe altă cale. Nu știi? Alegerea asta... Liberul arbitru din universul ăsta este liberul arbitru ăla din armată. Știți? Postul 1 și 3 sunt ocupate, alegeți. Sau vorba unui puști, l-a întrebat maică să alegi. De ce are să o prea și el i-a zis, pentru că numai tu erai acolo. N-a avut. De unde să aleagă alta? Atunci, care e liber arbitru sau destin? Liber arbitru și destin sunt împreună. Nu, există un liber arbitru, hai să vă spun. Există un liber spiritual, dincolo de care dacă treci, de-abia atunci ajungi să ai acces la liberul arbitru. În realitate, există nivelul, e pe nivelul spirituale și liberul ăsta arbitru crește pe măsură ce crești tu ca evoluție spirituală. Dar până și acolo, să nu credeți că ești lăsat așa, pentru că cu cât crești, cu atât poți să faci tâmpenii mai mari. Și dacă faci tâmpenii mai mari, atunci ți se îngrădește de liberul arbitru. Da? Dar ideea este, eliberarea de plățile karmice deja te duce, de fapt, la nivelul la care ai liberul arbitru. Atâta timp cât ai plăți karmice, nu ai liberul arbitru, că te duci ca și
treaba e pe șină. Unde te trage. După aia, când n-ai avut karmă, nu înțelegi cum vine asta. Când ai avut karmă și spuneai, băi, ce pui mi-i caut aici, de ce nu mă duc în partea aia? Ei, te duceai acolo, ca vițelul, până când? În momentul în care poți să duci, am plecat, la revedere. Da? Corect? Ați simțit treaba asta? Ei, când ai avut o karmă, știi, bă, te-ai dus. Sau vorba unui... Aveam un vecin și ăsta l-a dat cu prenevasta că înșeală. Și întreagă, băi, Gigi, mă, de ce te duci, mă? Băi, asta, fă mărie, nu înțelegi că nu pot? Și tot te uitam la el. Nu înțelegea lumea de ce el nu poate. Fă mărie, nu știi că nu pot. Am uitat așa. Deci, există karma asta. Evident că toată lumea spune că să faceți deosebirea între justificările propriilor lor, voastre dorințe și karma. Adică trebuie să faci foarte clar diferența între tine și ce-ți dorești tu și lucruri care n-ai cum să le transcendi și pe care ești obligat să le faci. Că oamenii confundă de asta. A, m-am dus pentru că. Există și oameni de genul ăsta. Dar aici vorbim despre momentul în care am ajuns să mă cunosc destul de bine pe mine însuși, să-mi fac diferența între ce îmi doresc eu și ce sunt obligat să fac și ce înseamnă ce vrea Dumnezeu și ce înseamnă karma. Adică înțelepciunea este să fac diferența între ele. Înțelepciunea înseamnă să știu asta e karmică, asta e dacă îi musai cu plăcere, asta este ceea ce îmi doresc